Arcașul. A fost odată un băiat pe care îl chema Robin și care citise toate poveștile despre Robin Hood. Ce grozav trebuie să fie să trăiești în pădure ca Robin Hood, și-a spus el într-o zi. Apoi s-a gândit, ei bine, eu nu aș putea să fac la fel. Mama o să-mi facă un costum frumos de Robin Hood și nici măcar nu e nevoie să trăiesc cu adevărat în pădure. Pot doar să mă plimb sâmbăta și duminica pe la marginea pădurii, iar apoi să merg acasă la masă. Bineînțeles, nu o să folosesc nici săgeți ascuțite ca să nu rănesc pe cineva. O să am săgeți cu ventuze la capăt. Și așa a făcut tânărul Robin în fiecare sâmbătă și duminică. Se simțea grozav la marginea pădurii și, în curând, toată lumea din împrejurimi îi spunea Arcașul. Într-o zi, el s-a hotărât că trebuie să facă ceva cu adevărat greu, să încerce să lovească o broască aflată în plină săritură cu una dintre săgețile sale cu ventuze. A mers la lacul de la marginea pădurii. O broască tocmai se pregătea să sară de pe o frunză de nufăr. Robin și-a fixat ținta. Ce faci? A orăcăit spre el broasca tresărind. Sunt Robin Hood și vreau să te nimeresc cu o săgeată, i-a răspuns Robin. Iar eu, a zis broasca cea isteață, sunt regele tău, Richard Inimă de Leu, și mă întorc din cruciadă deghizat în broască. Nu pot să mă țintești. Și Robin nu a făcut-o, chiar dacă nu și-a imaginat nici o clipă că ar fi putut fi Richard Inimă de Leu. Și nu asta l-a oprit. Totuși, broscuța nu merita să fie o țintă și să sufere.